La nivel național, numărul deceselor cauzate de gripă a ajuns la 136, potrivit informării Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, iar ultimul caz a fost înregistrat în județul Argeș. În această dimineață, la Spitalul Județean de Urgență, o femeie în vârstă de 60 de ani din comuna Boțești, care era diagnosticată cu virusul AH1, a decedat. Aceasta era internată în cadrul acestei unități spitalicești încă din data de 8 februarie și avea condiții medicale preexistente. Până la acest moment, la nivelul secțiilor Spitalului Județean de Urgență Pitești, au fost confirmate 94 de cazuri de gripă, dintre care 40 la adulți și 54 la copii. Din păcate, în 4 dintre cazuri, virusul gripal a fost fatal.